colecția de arme a Muzeului Județean se poate îmbogăți în curând cu o piesă de mare calibru, un revolver găsit chiar în acest an pe câmpurile din județ și care datează din prima conflagrație mondială. Muzeul Județean Teohare Antonescu are o colecție importantă de armament antic, medieval și modern, care totuși nu este atât de bogată pe cât ne-am fi dorit. De aceea, orice piesă nouă reprezintă un motiv de bucurie, mai ales atunci când îi cunoaștem proveniența, deci când nu este numai un obiect în sine, ci și o mărturie a luptelor glorioase din trecutul țării și al județului. Cum a ajuns această piesă rară în mâinile restauratorilor de la muzeu? Piesa pe care o prezentăm astăzi este un revolver cu butoiași de fabricație franceză, aflat în dotarea armatei române în primul război mondial. Era o armă pentru ofițerii superiori și piesa a fost descoperită pe un fost câmp de luptă din marginea satului Dărăș Vlașca, comuna Dunații Copăceni. Descoperitorul este profesorul Mircea Florescu, o personalitate a învățământului din județul nostru, geograf reputat și colaborator de mulți ani ai muzeului, ne-a adus-o spre a fi conservată în laboratorul nostru de restaurare și sperăm să-l convingem să o doneze definitiv. Dincolo de valoarea acestui obiect, în jurul piesei se țese și o poveste. Este o piesă care, în ipoteza descoperitorului, are și un purtător. Dânsul a citit documentele Marului Stat Major care vorbesc de lupta de la Dărăști și în care se afirmă că unul dintre ofițeri a fost rănit chiar la brațul în care ținea pistolul. Ca atare l-a scăpat în glie, unde s-ar fi păstrat până în zilele noastre, deci aproape 100 de ani. Este o ipoteză, dar dat fiind că nu multe persoane aveau așa ceva, are o șansă de a se adeveri. Această armă este dovada că, dincolo de orice obiect, există o poveste pe care încercăm să vă prezentăm în fiecare seară de miercuri la Valahia TV.